Candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a votat în această dimineață la Dudești Noi. Alin Nica a mers la secția de votare alături de soția sa. Bună ziua, domnule Nica! Alături de Alin Nica s-au aflat mai mulți oameni politici, printre care candidatul Alianței Timișoara Unită pentru primăria Timișoara, Dominic Friț, și candidatul Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare, Claudiu Chira. Am votat pentru continuitate, pentru o comună Dudești Noi europeană, pentru un județ european. Suntem o echipă puternică, o familie, iată, numeroasă, care vom învinge în aceste alegeri și vom da un semnal puternic de schimbare, inclusiv la București. Democrația noastră trebuie apărată. Astăzi, probabil, este cea mai importantă zi pentru democrația românească din 1990. În Timișoara s-a murit pentru libertate, pentru un drum european al României, pentru respect, pentru valori. Și astăzi trebuie să apărăm aceste valori la urna de vot, de aceea am venit lângă Alin Nica la Dudești Noi și să dăm un semnal pentru o colaborare mai bună între județ și Timișoara. Vă îndemn să mergeți cu toții la vot astăzi, indiferent unde în județul Timiș locuiți. Alin Nica și echipa sa de susținători s-au prezentat la secția de votare în jurul orei 10.